Nenorocirea s-a petrecut în această dimineață în localitatea Orbeasca de Sus din județul Teleorman. Au contrabalansat o grindă care a căzut. Este un pot nou prin programul PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL 2. Și ce s-a întâmplat în această dimineață? În jurul orei 9, la montajul acestui cofrag special pe care îl vedeți pe una dintre grinzile laterale, au contrabalansat-o și a căzut jos. Este vorba despre o construcție din beton și metal, la care, în momentul accidentului, se făceau lucrări de reabilitare. 6 muncitori se aflau sub pod și au fost răniți în urma prăbușirii. La fața locului au fost trimise 4 ambulanțe smurd, un echipaj de descarcerare și o auto specială pentru transport victime. Potrivit primelor informații, victimele au fost transportate la spital cu multiple traumatisme, care însă nu le-au pus viața în pericol. Oamenii legii au demarat o anchetă și urmează să stabilească din ce cauze s-a produs tragicul eveniment.